Dacă în țară asistăm la o epidemie de rujeolă, în Maramureș, în momentul de față, nu există cazuri suspecte. Însă, având în vedere că deja s-au înregistrat aproape 700 de îmbolnăviri la nivel național și chiar decese, în Maramureș s-a instituit stare de risc epidemiologic. Cu atât mai mult cu cât în județele învecinate sunt peste 200 de cazuri de rujeolă confirmate. În momentul de față, în județul Maramureș nu există niciun caz suspect de rujeolă. În schimb, suntem într-o stare de risc epidemiologic pe de-o parte pentru că la nivel național există, evoluează epidemia de rujeolă, există decese prin rujeolă și pentru că acoperirea vaccinală la copiii de un an în județ este numai de 75% și respectiv de 88% la copii de 2 ani. Aceasta în condițiile în care acoperirea vaccinală trebuie să fie de minim 95%. Sima spune că numărul mare al copiilor nevaccinați se datorează informării incorrecte și insuficiente, respectiv consultării unor surse neautorizate de informare. Ea recomandă părinților să-și vaccineze copiii, pentru imunizare fiind necesară administrarea a două doze. În primul rând, recomandarea noastră este ca părinții să se prezinte la cabinetele medicilor de familie, să-și vaccineze copiii conform vârstei la 1 și respectiv 7 ani și dacă sunt restanțieri, medicii de familie îi vor contacta și îi vor invita să vină cu copiii să se vaccineze, inclusiv pe cei restanțieri. Deci se consideră vaccinat complet și corect un copil care are 2 doze de vaccin rujeolii. Ultimul caz de rujeolă confirmat în Maramureș a fost înregistrat la sfârșitul anului 2012, în contextul epidemiei naționale existente la acea dată. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că înmulțirea cazurilor de rujeolă de 10 de ori într-un an s-ar fi produs din cauza campaniilor împotriva vaccinării, în condițiile în care în ultimii ani în România nu a existat probleme majore la aprovizionarea cu acces vaccin. Mai mult, cei 3 copii care au decedat aveau sub un an, adică vârsta la care se face imunizarea împotriva rujeolei.